Liviu Dragnea cere magistraților de la Tribunalul București ridicarea sechestrului pe avere în dosarul în care este judecat pentru banii cheltuiți cu ocazia vizitei sale din Statele Unite. Ședința de judecată de astăzi se desfășoară înaintea celei de mâine de la Tribunalul Giurgiu, acolo unde Liviu Dragnea cere eliberarea condiționată, iar decizia de mâine a magistraților va fi una definitivă.